că a avut o intensitate foarte mică. Doi. Deci, practic, nu se poate simți. Este un cutremur absolut banal, 4,2 pe scara Richter, la adâncimea de 150 de km, nici nu are cum să se simtă puternic. O astfel de adâncime e adâncimea la care au loc cutremurele mici în general? E foarte mare, 150 km, este adâncime extrem de mare. Chiriașii din imobilele